doresc să continui tema de ieri seara începută și am ajuns la post. Doresc să vă spun că cu privire la post, subiectul este mult mai vast, fiindcă acest post se referă atât la partea spirituală a omului, psihoemoțională, cât și fizică. Atunci când citim în Isaia capitolul 58 și acel post pe care îl descrie Scriptura cu privire la lucrarea medical-misionară pe care o are de făcut poporul lui Dumnezeu, se referă la faptul că noi avem nevoie de acest post spiritual. Și postul acesta spiritual înseamnă a fi flămând după Dumnezeu. A fi flămând după voia Lui cea sfântă și a simți această nevoie de cuvântul Său și de intervenția Lui în viața ta. Anume, acest post este foarte important, dar dacă privim din punct de vedere psihoemoțional și fizic, observăm că se descoperă ceva atunci când experimentezi sau practic trăiești acest post. Mă refer la postul fizic. Să știți că atunci când noi zicem post, asta înseamnă să nu mănânci nimic. Și atunci când spui nu mănânc nimic, înseamnă că bei doar ce? Apă. Și să vedeți cât este de frumos. Am mai multe experiențe cu persoane care au venit într-o stare la centru de sănătate foarte rea, atât cu un punct de vedere valorile tensiunii arteriale, valorile biochimice ale sângelui, se simțea foarte rău, cu colesterolul mare, cu diabet zaharat, cu noaptea nu putea să doarmă, nu putea să meargă. Și i-am propus la centru de sănătate post. Ei, postul durează, el credea că postul va ține o zi, dar i-am zis că l-am încurajat și am zis că postul va dura câteva zile. Și nu știa câte zile. Și vă imaginați, omul plătește sejurul, vine la centru de sănătate și acolo ține post. Deci, mai veneți în post acasă, ce să vin eu la centru de sănătate. În fine, l-am ajutat cumva cu confort psihologic, că vei fi supravegheată, o să am grijă de tine, ca să te simți bine și te voi vedea în fiecare zi. Și prima zi s-a dus, a doua zi s-a dus și zice la a treia zi, poate m-apuc să mănânc, hai să mă răbdăm încă o zi, hai trece și a patra, apoi trece și a cincea. Ne întâlnim pe la șasea zi, domn doctor, poate trecem la mâncare. Zic, hai că mai răbdăm, te simți bine? Da, mă simt bine. Ți se învârte cap un pic? Nu, e post bine, hai mergem înainte, încă o zi. Mă trece o zi, trece șaptea, opta zi și pe la noua zi am început să ieșim din post. Și ce este frumos, că omul singur s-a apropiat de mine și mi-a zis, nu vă imaginați cât de bine mă simt. Cu toate că am avut post, în fiecare zi am avut tranzit intestinal. Vă imaginați? Omul nu a mâncat nimic, dar în fiecare zi intestinul lui ceva scotea afară. Interesant ce? Adevărul este că în corpul nostru se adună foarte multe lucruri, gunoaie așa numite, din cauza unui stil de viață nesănătos. Și acest stil de viață nesănătos nu doar înseamnă a mânca sau a dormi sau a bea apă, se referă la toate acele principii despre care am vorbit noi. Și acum, când vorbim despre postul descris în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, se referă atât la postul fizic, că te abții de la o anumită hrană, care știi că nu-ți face bine, și plus este un post spiritual în care noi tot timpul flămânzim și suntem însetați după prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Vreau să vă aduc câteva citate în față. Scrie... Puterea stăpânitoare a apetitului va sta la baza ruinii a mii de persoane. Când dacă ar fi biruit în acest punct, ar fi avut puterea morală pentru a câștiga victoria asupra oricărei alte ispite de a satanei. Dar cei ce sunt robi ai poftei nu vor reuși să-și desăvârșească un caracter creștin. Observăm din acest pasaj că avem nevoie ca să ne ținem sub control pofta. Și întrebarea care vreau să ți-o pun în această seară, ești tu robul poftei tale sau îți poți conduce și controla pofta? Mai este scris că îngădurea apetitului este cauza cea mai mare a debilității fizice și intelectuale și stă la temelia slăbiciunii care este evidentă pretutindeni. Observăm iarăși din nou că această stare de îmbolnăvire fizică cât și intelectuală are la baza ei că omul are un apetit nesănătos.
Nu sunt decât câțiva care s-au ridicat în suficiență măsură ca să înțeleagă cât de mult au de a face obiceiurile alimentare cu sănătatea, cu caracterele lor, cu utilitatea lor în această lume și cu soarta lor veșnică. Adică dacă privim în ansamblu, este o legătură foarte strânsă în tot ceea ce mănânc eu și sau în caracterul meu. Adică mâncarea va determina comportamentul meu. Și tot ceea ce mănânc intră în corpul meu, ajunge în stomac, din stomac este pregătit acel chim alimentar care ajunge în intestine. În intestine acest produs este digerat, fărâmițat de toate enzimele care sunt, de toate sucurile care se varsă acolo, este absorbit în sânge și fiind absorbit în sânge formează un sânge care îi dă o calitate cu hrană. Și hrana aceasta din sânge, sângele acesta ajunge la celule și hrănește fiecare celulă din corpul meu. Hrănind calitativ celulele, în mod special creierul, eu încep să gândesc într-un fel sau altul, în dependență cât de sănătos este sângele. Și scrie aici că un trup îmbolnăvit și un intelect tulburat din cauza unei îngăduiri neîncetate a poftei vătămătoare fac imposibilă sfințirea trupului și a spiritului. Adică, pe de o parte, suferă partea fizică a noastră. Și să știți că este o legătură foarte strânsă dintre partea fizică și partea noastră spirituală. Fiindcă noi spiritual creștem și ne dezvoltăm într-un corp care este fizic. Și noi suntem supuși acestor legi care este corpul nostru. Și de la bun început, dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Genezei, observăm ceva uimitor. Chiar din capitolul 1, în cartea Genezei spune așa, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Din acest text este foarte clar că Dumnezeu l-a creat pe om. Și aici nu mai poate fi dubii că Charles Darwin a venit cu teoria lui din secolul XIX, că uite că noi am mai apărut de la niște primate, ne-am coborât din copac, rudele noastre sunt maimuțele și multe altele. Adică este foarte clar din acest text că Dumnezeu este creatorul. Și dacă Dumnezeu este creatorul nostru și Dumnezeu a creat pe om, întâi Dumnezeu a creat omul și după aceea se întâmplă ceva. Observați ce se întâmplă. De la versetul 29 sunt scrise următoarele cuvinte în cuvântul lui Dumnezeu. Scrie așa. Și Dumnezeu a zis. Așa stă scris. Adică nu scrie un om a zis sau un doctor a zis sau un academician sau un doctor habilitat sau un profesor. Nu scrie. Scrie Dumnezeu a zis. Și uitați-vă ce spune Dumnezeu. Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Și este pus punct. Adică după aceasta nu mai urmează altă dietă. Ce înțelegem din acest pasaj scurt din Scriptură, chiar din primele pagini ale Bibliei? Înțelegem că Dumnezeu l-a creat pe om și după ce l-a creat pe om, i-a dat dieta. Nu este invers. Nu apare întâi dieta și apoi omul. Apare întâi tipul lui, întâi apare omul format cu toate organele lui. Vedem că Dumnezeu pune în el toate sistemele, pune cavitatea bucală, cu dinți, cu limbă, cu toate glandele, parotide, sublinguale, submandibulare, merge faringele, esofagul, stomagul, pancreasul, ficatul, cu vizica biliară. Duodenul, jejunul, ileonul, merge cecul, colonul ascendent, transvers, descendent, sigmoidul și urmează cu rectul și afară. Practic când a depus tot acest sistem gastrointestinal, Dumnezeu a spus așa, ce hrană, ce benzină să dau acestei mașini care am făcut-o, am proiectat-o pentru veșnicie, ca ea să trăiască veșnic și să fie sănătoasă. Și este scris, Dumnezeu după ce i-a creat toate acestea a spus, cea mai bună dietă va fi dieta vegetariană. Dieta strict vegetariană. O dietă care îi va da omului carbohidrații necesare, proteinele necesare cu aminoacizii care apar din aceasta. Îi voi da grăsimile cele mai bune. Îi voi da, ce voi da? Vitaminele
cele mai necesare pentru el, mineralele, va fi sănătos și se va simți foarte bine. Plus aceasta va avea foarte mulți antioxidanți, fibre vegetale, care îi va duce la prevenirea bolilor cardiovasculare, cancer și multe alte boli, autoimune și tot ce ar fi. Adică Dumnezeu i-a dat omului o hrană care să-l protejeze de multe probleme și să-i ajute ca să se dezvolte și să crească intelectual. Și iată textul din Dietă și Hrană scrie: cerealele, fructele, nucile și legumele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Ele dau o tărie și o rezistență și o vigoare a intelectului pe care o dietă mai complexă și mai stimulatoare nu le poate da. Din aceste cuvinte și din ceea ce am citit în Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, este foarte clar că dieta cea mai bună, superioară, în primul rând pentru sistemul meu nervos, este dieta vegetariană. Și uitați-vă ce urmează. Noi spunem, bine, e dieta vegetariană, înseamnă că eu trebuie să mă transform într-un animal erbivor. Și dimineață până seară să mănânc ce? Iarbă. Mă duc la păscut. În fine, eu am scris unui medic și spun, uite, în salata mea am introdus și lucerna. Și zic, uite, am spus lucerna, am aflat că lucerna este foarte bună, pe lângă lucerna am mai pus alte lucruri și scriu medicului și el îmi trimite mie un mesaj și zice, când vii la Piatra Neamț, ieșim împreună la păscut. Ei, este un lucru bun, nu? Este hrană vie. Și dacă te uiți la această hrană vie, la această hrană care provine din hrana de origine vegetală, observi ceva, că atât formula hemoglobinei, care este în eritrocitul nostru, și formula chimică a clorofilei, care este din cloroplaste, din plantele care sunt verzi, este identică. Practic este aceeași formulă chimică, fiind doar două deosebiri. În una se află fierul, și în alta se află magneziu. Fierul din hemoglobina noastră ne oferă culoarea roșie a sângelui din hemoglobina noastră. Și din plante, acea clorofilă care are în centru magneziu, oferă culoare verde. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când noi consumăm hrana vegetariană, în corpul nostru are loc o transfuzie naturală a sângelui și noi avem un sânge de o calitate superioară. Poți cu el să zbori în cosmos fără nicio problemă. Îți oferă toți parametrii pentru a fi sănătos. Atât la sistemul nervos, gastrointestinal, digestiv, cardiovascular, imun, tot. Este tot foarte bine. Dar aici apare o problemă. Cum eu, vă spun despre mine, eu acasă am avut purceluș și eu îi hrăneam și eu îi mâncam. Aveam purceluș, aveam găinuș, aveam rățuști, fiindcă așa era vorba. Dacă vrei să fii gospodar, trebuie să ai o curte plină de animăluță, pe care le crești, după aia le mănânci. Și aveam și ouă, și de rață, și de gâscă, și de toate celelalte, și de curcă, și toate celelalte. Adică eu am mâncat la carne din pocneau și timpanele și mi se încleiau ochii de grăsimea care venea de mâncarea aia. Și eu fiind la facultate de medicină, am avut cunoștință cu niște adevăruri care sunt scrise și pe care le-am pus și pe ecran ca să le vedeți. Și când am citit aceste lucruri, cumva mi s-a ridicat așa și părul pe spate și cunoștințele mele medicale au spus, dar asta este imposibil. Asta este imposibil. Dacă nu mănânci carne, lapte, ouă, devii cel mai bolnav și cel mai necăjit om de pe pământ. Și chiar așa și spune și medicul, dragul meu, dacă vrei să ai fier, mănâncă carne, nu carne, dar cărniță, mai moale este așa, mănâncă cărniță. Dacă vrei să fii sănătos și să ai vitamine, mănâncă ușoare, așa, și să fie tot așa, o omletă bună de vreo 4-5 ouă. Mai pune și smântânică, care și ea tot, smântânică, vedeți, tot așa, să fie dezmerdată, să fie hrana când numai spui, deja ai și putere să o mănânci. Dacă îmi spui morcov, nici nu ai putere să o citești, nici nu ai putere să o mănânci. Pui fasole, tot așa, te gândești, cum poți să mănânci fasole? Când spui iarăși varză, să spui cartofi, sau spui hrișcă, mai ales hrișcă, când spui hrișcă, din start blochează nările și îți pare că e benzină. În fine,
Adică multe produse de origine vegetală ți se par disgustătoare. Și aici scrie în Dietă și Hrană, pagina 366, scrie așa: reforma alimentară să fie progresivă. Mulți nu citesc această primă propoziție. Și dacă nu citești prima propoziție, ce înseamnă, și nu conștientizezi ce înseamnă progresiv, ajungi într-o extremă foarte mare. Fiindcă dacă nu înțelegi ce înseamnă progresiv și ce vrea să ne spună nouă Dumnezeu, ca noi avem nevoie de o schimbare progresivă, nu radicală. Fiindcă eu când am început schimbarea în viața mea, am înțeles un lucru, că pentru ca hrana să fie asimilată, ca hrana să fie cu adevărat sănătoasă, ea mai trebuie și să fie gustoasă. Eu m-am învățat să coc pâine și îmi place să gătesc foarte mult. Dar când am început să citesc pâinea, că pâinea albă este dăunătoare, nu este bună, pâinea albă nu conține nici vitamine, nici și pâinea albă este o travă, în fine, am zis că gata, mă apuc să coc pâine. Am copt-o acasă pâine, numai că pâinea după aia a devenit piatra adevărată. Puteai să spargi nuci, puteai să zdrobești dinții și am zis că această pâine este, conține în ea ceea ce conține, că este bună, dar nu poți să o mănânci. Și apoi am zis că uite, că este bine să faci lapte din soia. Și am făcut și eu niște lapte de soia, prima dată când am făcut lapte din soia, când m-am uitat în pahar, mă scuzați de expresie, nu semăna lapte. Și când nu l-am mai gustat, mai nu, în fine. Și am înțeles că pentru a face o schimbare, am nevoie de ceva. Și scrie așa, oamenii să fie învățați, adică până a ajunge la o schimbare, trebuie să învăț. Și în procesul învățării, să știți că în procesul învățării, copiii niciodată nu ajung să dea examen la literatura română pe tema lui George Coșbuc sau Mihai Eminescu. În timpul învățării învățăm întâi abecedarul. Învățăm lucrurile elementare, A, B, C, învățăm lucrurile simple, după care ajungem la lucrurile complexe și complicate. Așa este și aici. Dacă nu intru într-un proces de învățare să înțeleg ce mi oferă mie Dumnezeu pentru o hrană vegetariană, de ce vrea Dumnezeu ca eu să fiu și să mănânc sănătos și pentru ce mi este această mâncare, și dacă nu conștientizez alt lucru, că această hrană care este de origine animală îmi face rău, și când îmi face rău și cum îmi face rău. Haideți să citesc mai departe. Oamenii să fie învățați cum să pregătească mâncarea fără a folosi lapte sau unt. Spuneți-le că va veni în curând timpul când nu va fi sigură folosirea ouălor, laptelui, smântânii sau untului, deoarece bolile animale sporesc direct proporțional cu creșterea nelegirii între oameni. Se apropie timpul când, datorită stricăciunii neamului omenesc decăzut, întreaga creație animală va geme sub bolile cu care este blestemat pământul nostru. Dumnezeu va da poporului său îndemânare și tact pentru a pregăti alimente sănătoase fără aceste lucruri, în context lucrurile care? Ouăle, laptele, smântâna și untul. Poporul nostru să renunțe la orice rețetă nesănătoasă. Și acum, haideți să vă arăt un alt citat din Divină Vindecare, pagina 1905. Reforma în alimentație ar trebui să fie progresivă. Uitați-vă din nou același cuvânt. Progresiv. Acum ajungem din nou la el. Pe măsură ce bolile animalelor se mulțesc tot mai mult, folosirea laptelui și a ouălor va deveni din ce în ce mai nesigură. Ar trebui făcut un efort pentru înlocuirea lor cu alte lucruri sănătoase și necostisitoare. Oamenii de pretutindeni ar trebui să fie învățați cum să gătească fără lapte și ouă, pe cât este posibil, și totuși mâncarea lor să fie hrănitoare și gustoasă. Și acum ajungem la un epicentru unde apar foarte multe întrebări. Cum, de ce, de unde și cum să fac eu acest lucru în viața mea? Cu adevărat, mulți oameni au început să facă această schimbare, reformă, foarte abrupt. Și eu singur m-am întâlnit cu multe persoane trăind așa o numită reformă, au ajuns atât de bolnavi cât îți întorceai fața de la ei. A doua, că oamenii aceștia care au aplicat o reformă, nefiind ea progresivă,
au ajuns ei bolnavi și plus la aceasta reclama sau publicitatea pe care o făceau la o alimentație, să zicem noi, sănătoasă, a început să fie vorbită de rău. De ce oare Dumnezeu ne spune cu mulți ani înainte și chiar din cuvântul Său că noi trebuie să ne schimbăm alimentația? Sau totuși să facem un efort în a învăța niște rețete sănătoase și să înlocuim unele ingrediente cu altele. Haideți că mai jos voi încerca să explic lucrurile acestea din punct de vedere medical și științific, dar vreau să vă mai citesc în context. Este scris în Mărturii pentru Comunitate, volumul 1. Maltratarea stomacului prin îngăduirea poftei constituie sursa evidentă a celor mai multe necazuri ale bisericii. Cei care mănâncă și muncesc necumpătat și irațional vorbesc și acționează fără rațiune. Adică ce vedem aici? Sunt două lucruri pe care omul le face necumpătat. Este munca și este mâncarea. Cum am vorbit și astăzi dimineața, am observat că noi muncim foarte mult și nu avem timp, în timpul săptămânii, să dormim calitativ. Da? Luați-vă în timpul săptămânii care vă stă în față, chiar de mâine, timp măcar jumate de oră să dormiți în fiecare zi. Știți ce veți spune? Dar eu n-am când. Cum eu să dorm la prânz? Dudui cerul, casa, eu am atât de multe lucruri de făcut și eu să-mi iau timp să dorm la prânz. Păi cum așa? Ei, dacă noi ne-am luat timp pentru acele principii ale sănătății să fie aplicate în viața noastră, să ne culcăm la timp. Cât e la timp? Știți în cartea frumoasă care este scrisă Fetele Domnului, da? Este? Fecioarele Domnului? Ficioarele lui Dumnezeu. Ficea lui Dumnezeu, mulțumesc. Dacă găsiți această carte, nu țin minte pagina, dar în această carte este scris că după ora 9, în casele noastre, trebuie să fie stinsă lumina. Asta nu înseamnă că trebuie să umbli prin întuneric. Asta ne înseamnă, un gând ne duce la faptul că trebuie să te pregătești de nani în ani. Adică la ora 9, toată casa se pune la culcat, în pat. Și dacă imaginează-ți, dacă dormi calitativ, de la ora 9, 10, 11, 12, cel mai important somn al nostru este până la miezul nopții. Și dacă noi dormim calitativ 4 ore până la mijlocul nopții, orele de somn după ora 12 n-au așa o valoare terapeutică asupra corpului nostru cum orele sunt până la 12. Asta înseamnă că orele care le dăm după ora 12 sunt mai ușoare și pot să mă trezesc la ce oră. Dacă m-am culcat la 9, la ora 5 dimineața, mă trezesc ca o păsărică, plină de viață, de cântec, de bucurie și mă trezesc fericit. Dar aici apare vorba cu mâncarea. Uitați-vă, cei care mănâncă necumpătat. Ce înseamnă să mănânci necumpătat? A mânca necumpătat, asta înseamnă să încalci toate principiile de funcționare a corpului nostru. Și în mod special, această mâncare necumpătată încalcă regimul nostru alimentar. Noi suntem creați și dacă doriți, noi avem chiar și un ceas biologic care este înscris în ADN-ul nostru ca să mâncăm hrana cea mai bogată, cea mai calitativă, dimineața. Adică dimineața eu trebuie să mănânc cel mai bine. Dimineața trebuie să mănânc ca un rege. Trebuie să mănânc cereale, fructe, nuci, semințe. Trebuie să mănânc hrana care îmi dă caloriile cele mai multe. Trebuie să mănânc hrana care este cea mai bogată în vitamine și minerale. Trebuie să mănânc hrana care, practic, valoarea caloriilor peste 60% din toată valoarea pe care o am pe parcursul întregii zile. Adică cel mai mult mănânc dimineața. Dacă am mâncat dimineața, asta înseamnă că stomacul meu, dacă am mâncat la ora 7, asta înseamnă că stomacul meu va digera hrana 5 ore. Am mâncat la 7, adică el lucrează 5 ore. 5 ore se află mâncarea în stomac. Dacă peste 2 ore după ce ai mâncat spui că mi-e foame, problema nu e în stomac, problema este la primar. Adică primarul trebuie să fie spus din nou, așa cu glas tare, spui, dragul meu, eu am mâncat la ora 7, conform
fiziologii normale a corpului uman, hrana se digeră 5 ore. Te rog frumos, te liniștiești. Și bei un pahar de apă. Te duci și iei un pahar de apă și ai băut un pahar de apă. În fine, a trecut 5 ore. Asta înseamnă 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suntem la mijlocul zilei. Ei, pe la mijlocul zilei ți-ți face un pic de foame, dar spui iarăși din nou. Dragul meu stomac, te-ai lucrat atât de bine. Ai fost atât de devotat lucrului tău, ți-ai împlinit atât de bine responsabilitatea. Eu te cred, ți-ai uzat toate pompele cu hidrogen, ți-ai uzat mucusul care îți protejează mucoasa de gastrite și multe ulcere. Ai fost atât de bun. Uite, îți dau liniște și pace încă 2 ore. Și stomacul zice, în sfârșit, mă duc și eu la nani măcar 2 ore, m-am odihnit și eu un pic. Și stomacul face hop la nani și doarme, face nani. Până la ora 2. Asta înseamnă că dacă te uiți la ceas, la ora 2 au trecut aproape 7 ore de când ai luat masa precedentă. Dacă ai luat-o calitativă. Să știți că mulți oameni nu mănâncă bine dimineața, cum ar fi, de exemplu, colațione. Ați auzit de colațione? În colațione, vine din limba italiană, spune așa, că noi dimineața nu avem poftă de mâncare, dacă o să vă spun din ce cauză. Și dimineața se trezește și spune, dar eu nu vreau să mănânc, și ia și bea o cafeluță și mănâncă niște biscuiți. În sânge se absorbe foarte puternic glucoza și face un șoc pancreatic cu descărcare multă de insulină, îi se dilată pupilele, îi fac nările mai groase și spune, gata, am putere, merg la muncă. Dar asta nu durează mult. Durează maximul 2 ore. La ora 10, dacă el a mâncat la ora 7, la ora 10 îl prinde o foame că e gata să mănânce și coarj de copac și gardul de la vecin și cel care l-a prins în fața lui tot cu papuci, îl mănâncă dacă îl mai enervează. Adică el devine flămând foc. Și mănâncă apoi ce prinde? Iar o bucățică de pâine, iar se mai ține, în fine. La prânz nu reușește să mănânce, vine seara acasă și ce face? Eu n-am mâncat dimineață, n-am mâncat la prânz, eu ce degeaba am lucrat toată ziua, m-am necăjit toată ziua, toată ziua am fost la muncă, toată ziua m-am enervat, toată ziua am fost transpirat. Eu acum fac o baie și mănânc 1, 2, 3, 4, 5, 6, cât poate rupe masa. Și după ce am mâncat, merge la culcare. Și în modul dat, când ne trezim dimineața, nu avem poftă de mâncare. Și aceasta înseamnă o insultă asupra corpului nostru cu apariția foarte multor boli. Dar haideți să revenim din nou la ideal. La ideal am spus că mâncăm la ora 7 dimineața o hrană calitativă și ea ne ține, ne dă nouă putere până la ora 2 ziua. La ora 2, la ora 3, ai un prânz bogat, principal, din zarzavaturi, mănânci multă celuloză, mănânci multă salată bogată în vitamine, minerale, care îți dă hrană vie. După aceasta urmează o altă hrană leguminoasă, în mod special, că este și ea foarte sănătoasă și puteți pune și niște cereale. 2-3 nuci, dacă mai ai putere. Și dacă mănânci această hrană la ora 3, ne aducem aminte iarăși din nou cum funcționează stomacul, aducem încă 5 ore de digerare. Asta înseamnă dacă am mâncat la ora 2, plus încă 5 ore, câte ore avem? Ora 7 seara. La ora 7 seara, spui, dragul meu stomac, tu ai fost foarte lucrător, ai fost extraordinar de devotat lucrului tău, ca un administrator bun al corpului, îți dau și un pic de pauză. Și la ora 9 te trezești, că trebuie să stângi lumina și te duci la culcare. Asta înseamnă că ai 2 mese pe zi. Asta înseamnă nota 10. Asta înseamnă un pas înainte către greutatea ideală a corpului. Dacă ai o greutate care intră în indicele masei corporale dintre 18 și 21-22, circumferința abdominală la bărbați maximum 90, la femei maximum 80, luați centimetru, mergeți acasă și vă verificați. Atunci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu am o imunitate bună. Asta înseamnă că dacă funcționează bine sistemul meu digestiv, sistemul digestiv este atât de puternic inervat de nervi că are o legătură foarte strânsă cu primarul. Haideți să vă dau un exemplu.
De exemplu, ai o diaree sau ai o indigestie serioasă. Încearcă în acel timp când te doare burta și ai probleme cu tractul gastrointestinal să înveți o poezie cât de mică poți, măcar Floarea albastră de Mihai Eminescu. Nu poți, fiindcă primarul nu-ți permite. Cum poți stai în toaletă, în baie și să înveți poezii? Ideea este alta, fiindcă noi, dacă avem probleme la nivelul gastrointestinal, suferă foarte mult creierul nostru. De ce veți observa persoanele care au o mâncare, cum este scris aici, necumpătată, ei încep să vorbească irațional și încep să acționeze fără rațiune. Adică nu este nevoie ca să fie consumate băuturi alcoolice, ca să fie necumpătat. Și se mai adaugă la acest lucru. O persoană necumpătată nu poate fi un om răbdător. Vezi că multe persoane vin și spun, Doamne, și stau chiar în rugăciune și se rog, Doamne, dă-mi, te rog mie, răbdare. Dă-mi răbdare cu copiii, dă-mi răbdare cu soțul, dă-mi răbdare la serviciu, dă-mi răbdare, dă răbdare. N-am răbdare. Dar nu de aici se începe. Cartea lui Petru, dacă o deschidem împreună, 2 Petru, capitolul 1, a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, haideți să citim de la versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Adică observăm foarte clar, întâi apare cine? Credința. Vine credința, după credință, credința se leagă cu fapta. Încep să fac această faptă, apare cunoștința, adică experiența. Eu dacă am credință la un lucru și leg această mea credință cu fapta, că fac datorită sau pe fundamentul credinței mele, în viața mea apare experiența sau cunoștința. Cunoștința dată îmi aduce mie înfrânarea și încep să leg cu înfrânarea sau cu cumpătarea. Cumpătarea dată va aduce în continuare răbdarea și răbdarea îmi va da evlavie. Spuneți-mi, vă rog, în această listă, ce stă mai întâi, înfrânarea sau răbdarea? Stă înfrânarea. Adică pentru a fi o persoană răbdătoare, mai întâi trebuie să fii o persoană cumpătată. Și cumpătarea noastră sau înfrânarea noastră apare, se dezvoltă și crește în viața noastră acasă, la masă. Da? La masă. La masă, dacă pot să spun stop, mai mult nu mănânc. Uite, e gustoasă mâncarea, mă uit la prăjiturile și le ajuns. Dar zic, nu se poate. Mulțumesc. Bune, dar te oprești. Când înțelegi că ai putere să zici că eu mai pot mânca încă o porție, dar acum spun nu, asta înseamnă că eu am cumpătare. Și dacă încep să dezvolt cumpătarea în viața mea, în detaliul acesta foarte mic, nesemnificativă, spunem noi, fără o semnificație atât de mare, noi obținem acea răbdare despre care este scris aici. Păcatul de a mânca necumpătat, de a mânca prea des, prea mult, și hrană nesănătoasă distruge activitatea sănătoasă a organelor digestive. Afectează creierul și pervertește judecata, împiedicându-ne să gândim și să acționăm rațional, cu calm și sănătos. Adică ce observăm aici? Observăm că dacă eu rezolv un lucru foarte simplu, cumpătarea în muncă, ce înseamnă cumpătarea în muncă? Când poți să muncești, după aceasta să mai ai timp pentru familie și să mai ai timp și pentru Dumnezeu. Și să mai ai timp și pentru tine. Un timp care îl pui deoparte și ești, devii o persoană cumpătată. Vreau acum să vă arăt niște detalii cu privire la un produs, sau nu un produs, dar o substanță care se numește colesterol. De ce oare Dumnezeu pe noi încă din timpuri străvechi, în această carte veche, Sfânta Scriptură, scrie că ideal pentru om este să mănânce hrană vegetariană? Și uitați-vă ce este scris aici. În tabelul dat aveți
o substanță chimică care se numește colesterolul. Colesterolul este o substanță organică care apare doar la animale. Plantele nu conțin în ele colesterol. Dacă veți vedea că scrie pe un măr zero colesterol, asta e clar ca bună ziua. Cum poți fi mărul cu colesterol? Adică nu există nici nuci, nici fructe, nici legume, nici cereale, nici semințe, nimic din produsele de origine vegetală, ci care să conțină colesterol. Colesterolul se conține doar în produsele de origine animală. Și dacă observați aici, în acest tabel, cea mai mare concentrație sau cantitate de colesterol pe care are este în organele animalelor, în mod special creierul de vită are 1697 de miligrame de colesterol. Apoi carnea de porc, carnea de vită și carnea de pui are aproape aceeași cantitate de colesterol la 85 de grame. Nici nu e 100 de grame, la 85 de grame. Oul are, cum te uiți așa, practic cel mai mult din ce vedem. Un ou conține în jur la 213 miligrame de colesterol. Adică de fiecare dată când noi mâncăm hrana de origine animală, aduce în corpul nostru o cantitate mare de colesterol. Colesterolul nu este un dușman, colesterolul este un prieten al nostru. Colesterolul este produs de fiecare celulă din corpul nostru. Fiecare celulă are membrană și această membrană are în structura ei colesterol. Dacă n-ar fi colesterol, celula n-ar fi vie, ar muri. Tot din colesterol în corpul nostru, la nivelul ficatului și multe altor glande endocrine, se secretă foarte multe substanțe și, de exemplu, la nivelul ficatului se formează așa numiții acizi biliari, care tot sunt formați din structura acesta a colesterolului. Avem hormonul proestrogen, progesteron, estrogen, testosteron și mulți alți hormoni în corpul nostru care au în structura lor colesterolul. Colesterolul este un prieten. Apare o problemă. Problema apare atunci când noi obținem colesterolul din afară și îl consumăm din afară și îl ajunge în corpul nostru oxidat. Și dați-vă ce spun studiile. Studiile spun așa că colesterolul oxidat sau acest colesterol care este sub influența temperaturii, prelucrării, aerului, oxigenului, acest colesterol oxidat este citotoxic, este scris în engleză, dar vă traduc. Citotoxic înseamnă ce? Înseamnă că este toxic pentru fiecare celulă din corpul nostru. Este mutagenic, adică aduce la apariția mutațiilor în ADN-ul meu. Și încep cu timpul să-mi crească. Ba, cornișoare, coarne încep să crească, o ureche, îmi cresc niște papiloane pe corp și mă dă, și cu vegetațiile astea încep să crească pe corpul meu? Adică încep să apară diferite corpuri străine, da? Și aceste vegetații, nu doar la atât, încep să apar și uitați-vă ce este scris al treilea cuvânt, carcinogenic. Carcinogenic, asta înseamnă că este cancerigen. Duce la riscul de apariția foarte multor cancere. Apar multe cancere și cancer de colon, cancer de vezică urinară, cancer de pancreas, cancer, foarte multe cancere apar datorită acestui colesterol. Dar efectul lui cel mai puternic o are asupra vaselor noastre sanguine. Vasele sanguine, cum vedeți aici un vas sanguin și vedeți acolo este galben. Galben. Galbenul ăsta este o bucată de slănină care apare în vas. Slănina aceasta care apare în vas, o grăsime aceasta care apare în peretele vasului, apare datorită faptului că persoana îi plăcea foarte mult bunișorul. Adică cărnița, brânzica, smântânica și ușoarele. El le mânca, aducea în corpul lui cantitate de colesterol, colesterolul era absorbit la nivelul sângelui, circula mult colesterol prin sânge, veneau fibroblaști, niște celule din corpul nostru, veneau macrofagii, alte celule, veneau dendritocitele și veneau și fagocitau acel colesterol, îl depunea în vasul nostru și observăm aici că vasul este îngroșat, nu din interior, dar în structura vasului apare această placă de grăsime. Și vasul nostru, care îl vedeți acum în imagine, este stenozat. El este, practic, diametrul lui este micșorat foarte mult din cauza la această grăsime.
Grăsimea dată, care o vedeți aici, ea nu este netedă cum o vedeți în imagine, ea este sub formă de cristale. Și aceste cristale care sunt, au poziție în spațiu sub formă de țepi. Țepii dați ne înțeapă vasul și observați acolo într-un colț un punct roșu. Acel punct roșu este în urma că această țeapă de colesterol oxidat, care este deja cu calcificări, am pus vasul, a adus la microfisură, curge sânge și observați mai sus, acolo este, vedeți, un tromb. Adică, ce a apărut? A apărut boală cardiacă acută. Boala cardiacă acută. Dar lucrurile nu rămân doar aici. Să știți, de fiecare dată când noi mâncăm preponderent hrana de origine animală, ea aduce în corpul nostru, pe lângă colesterol, foarte multe alte substanțe care sunt proinflamatorii. Ce înseamnă proinflamatorii? Duce la apariția inflamației în corp. Și ce apare? Un statut inflamator general, adică generalizant. Această substanță aici am scris-o este acidul arahidonic. Acest acid arahidonic pătrunde în corpul nostru de la bunișor. Și el ce face? Este metabolizat sub influența anumitor enzime, leucotriene, ciclooxigenaze și multe altele, aceste enzime. Apar anumiți metaboliți care duc la formarea inflamației. Și uitați-vă ce apare. Apare durerea. Mă doare spatele. Orice mă doare spatele. Mă ating sârinichii. Doare spatele. Dar mă doare după cap. Nu știu, înțeleg, da. Probabil e tensiune. Mă doare capul. Mă doar genunchii. Uneori genunchii așa te dor că nu mai ai nevoie de meteo. Știi că mâna îți ploaie sau îți ningă. Dependență de intensitatea durerii în articulații. Pui mâinile pe genunchi, dacă genunchii puțin și mai dureroși, gata, mâine plouă și mâine plouă. Mâine o să ningă, mâine ninge. În fine, apar spasmele vasculare. Ce înseamnă spasm vascular? Vasul, cu toate că el este deja stenozat, deja este acest vas afectat de ateroscleroză, adică de acest proces, vasul mai se mai spasmează, adică vasul se mai adică are loc o vasoconstricție. Și când este această vasoconstricție, pe lângă faptul acestei vasoconstricții, mai apare și o coagulare vasculară, intravasculară sangvină, cu apariția trombilor. Și dați-vă ce avem. Avem durere, avem inflamație, avem trombi în sânge și avem foarte un tablou caracteristic unui pacient care are o boală cardiovasculară. Și mai scrie aici jos, intră în corpul uman numai prin alimentele de origine animală, adică de la bunișor. Cărniță, mezeluri, ouășoare, lăptică și derivate, smântânică, untișor și toate acestea, duce la apariția acestui efect asupra corpului. Și acum imaginați-vă cum lucrează toată medicina. Adică la medicină, noi avem de-a face cu o carte care se numește boli interne sau se numește aceste boli interne care se învață foarte bine diferite boli, pancreatită, colecistită și multe, multe altele. Sau avem cartea de cardiologie și avem anumite simptome. Și când vine pacientul, pacientul trebuie să fie verificat la nivelul glicemiei din sânge, adică ce valoare are glucoza. Apoi pacientului se ia care este oare colesterolul din sânge, ca să vedem dacă nu este o dislipidemie și nu este, sunt probleme la nivelul grăsimilor din sânge. Și se mai face ce? Se verifică tensiunea arterială. Adică trei lucruri care sunt importante. Dacă am depistat că are glicemia mare sau valoarea mai mare de 120 în sus, punem și ne gândim că aici ar fi un diabet zaharat gradul 2, de tip 2. Și dacă este acest diabet zaharat tip 2, spune la pacient, îmi pare rău, dumneavoastră aveți diabet zaharat, trebuie să luați tratament pentru diabet. Pacientul se întristează, dar ce să facă? Dacă are diabet, duce acasă, mănâncă mai departe, dar ia și pastilele.
Apoi ne mai uităm la alt pacient și vedem că el are colesterolul mare și spunem, dragul meu, de cât ai colesterolul ăsta? Nu mă știu, hai mai vii peste o lună, două, să-ți verificăm din nou colesterolul. Dar ține-te, nu mânca gras. Dar domn doctor, și să mănânc gras? Ei, nu mânca și tu purceluș, nu mânca, dar în rest mănânc ce vrei. Bine, vine din nou la medic, peste vreo două luni, cum ai uitat, are muncă una alta, când îi verifică din nou colesterolul, pac, peste 250. Și când se uită, medicul îi spune, dragul meu, din cauza că ai colesterolul mare, trebuie să iei și niște statine. Statinele acestea, ce fac? Vin în corpul tău și îți blochează enzima care duce la apariția colesterolului și îți blocăm colesterolul din corp. Nu mai produce corpul tău colesterol. Și o să gândești, ce interesant, se duce acasă, mănâncă cum a mâncat mai de mult, numai că ia și statine, atorvastatina și multe, multe altele care sunt din grupa aceasta. Dacă îl prindem cu tensiune mare, îi mai spune medicul, știi, nu trebuie să mănânci gras, nu trebuie să mănânci sărat, trebuie să mai mănânci mai mult hrană de origine vegetală, dar omul nu știe cum să o facă. Vine acasă, ce să fac? Mă mai duc la medic, a zis să mai vin din nou la consult. Iar își verific tensiunea, dragul meu, ai hipertensiune de gradul 2, trebuie să-ți dăm medicamente. Și dă medicamente. Vine acasă, mănâncă ca cum și-a mâncat mai de mult, numai că ia medicamentele. Ce se întâmplă aici? Atât glicemia, atât colesterolul, cât și tensiunea arterială nu sunt cauzele. Ele sunt factori de risc. Este o deosebire foarte mare între cauză și factor de risc. Noi ce facem când dăm aceste medicamente? Noi luptăm cu factorii de risc. Practic lucrăm sau luptăm cu simptomatica cauzei. Cauza principală este că persoana dată mănâncă bunișor. Brânzică, cărniță, smântânică, șoușoare. Înțelegeți? Dacă el vine acasă și spune, dragul meu, corp, uite, eu știu, recunosc că mi-e tare mult îmi plac plășintele cu brânză, mai ales unsă deasupra cu bucat de unt și cu smântână. Înțeleg și conștientizez că foarte mult îmi place brânza cu smântână. Conștientizez că foarte mult îmi plac ouăle, dar nu un ou. Cum poți mănânci un ou? Uitați-vă, aici scrie în acel tabel, dacă dau înapoi, un ou conține 213 mg de colesterol. Asta înseamnă că noi, dacă ne raportăm la valoarea colesterolului unui produs ca să fie sănătos, într-un produs, cantitatea de colesterol ca ea să fie sănătoasă, acest produs trebuie să fie până la 90 de miligrame de colesterol în 100 de grame de produs. Adică, oul, chiar dacă îl tăiem în jumate, aici nici nu e 100 de grame, e 85. Dacă tai ou în jumate și ne uităm aici că va fi 42 și jumate de grame, vom avea mai mult de 90 de miligrame de colesterol. Nici jumate de ou nu intră în categoria produselor cu colesterol, valoarea lui să fie sănătoasă pentru noi. Dar cine mănâncă azi un ou? Sau jumătate de ou? Numai te nervezi. Cum poți mânca jumătate de ou pe să... Dacă mănânci, ți-ai băgat, ți-ai spart 5 ouă, buf, le-ai pus acolo, le-ai amestecat bine, 5 ouă, dacă mănânci singur 5 ouă, dacă vine și soția, spune, eu tot vreau, mai bați 2. Mai vine un copilaș, eu tot vreau, în fine, bați 8 ouă, lui jumătate de ouă, rămâne la tine un pic, în fine, 8 ouă le-am bătut, le-am pus la copt, în timpul ăsta te mai gândești, dar ești doar bucătar și te gândești că trebuie să fii mult căluț, moale. Și pe lângă asta mai pui și un pic de unt. Și n-ai mai pus un tic, dar ruleacă de smol, linguri, două de smântână, tot în curcă. Pac, încă două linguri de smântână. Și pe aia te gândești și niște parmigiano, oregano, poate niște brânză așa bună, dai filiat, pac, pac, ai pus, ai amestecat și te gândești, fai, mai am niște salam, pac, te ar două rondele de salam, aruncat acolo, pus capacul, foc maxim, abur, și m-a deschis capacul, adormi numai de la miros, atât de gustos. Ți-ai pus în farfurie. Și la această alimentație n-ai nevoie nici de dinți. Mâncarea este înghițită automat doar cu sucul, cu saliva din gură. Ea, pac, s-a dus în stomac, digerată, prelucrată, aruncată în intestine pentru a fi asimilată. Adică observăm foarte clar că este o hrană care nu
ai nevoie de energie multă. Uitați-vă, îți faci o salată din varză, morcov, mai pui și brocoli și poate mai prinzi ceva, niște iarbă din grădină. Ai aruncat acolo și mănânci. În momentul dat, trebuie să dezvolți așa un mușchi meseter, să numești masticatori. Dezvolți și trebuie să mușchi, serios, mușchi, trebuie să ai dinți. Mușcat cu dinți, mușchi, 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 mușchi. Și când mușchi, dar mă obosești mușcând. Până saturi, e greu. E greu să mănânci mâncarea asta. Ei, observăm aici că dacă noi mâncăm hrana de origine animală, apar trei efecte patologice. Primul, este cauza care va determina acele schimbări biologice în corpul nostru. Doi, va aduce o cantitate de calorii densi care te face rotund. Vrei, nu vrei, circumferința abdominală deja nu va mai fi 90 la bărbați. Apare un airbag sau o pernuță în față, că nu mai vezi vârful la piciorușe. Nu poți să te închei la șireturi, nu poți să iei ceva de jos, trebuie să te pleci, să te pui în alt fel, într-o poziție mai comodă ca să ridici ceva de jos, înțelegi? Apare un disconfort. Dar cu timpul te acomodezi, fiindcă omul este o personalitate care se poate adapta la orice. Omul poate trăi în întuneric, omul poate trăi în Sibiria, omul poate trăi în junglea, omul poate trăi chiar și cu pernuța în față. El nu are probleme cu timpul. Adică el se adaptează. Mai este ceva, atunci când noi mâncăm această hrană de origine animală, zilnic și este preponderent animală, te trezi dimineața și mâncăm. Mâncăm vrei de ceva, niște ușoare, pâine cu unt, cu smântână și plecăm la lucru. Bine, ai mâncat? Și când a intrat în sânge acest acid arahidonic despre care am vorbit eu mai sus, da, vă arăt din nou, intră în sângele nostru și mi-aduce un statut inflamator în întreg corpul meu. Adică întregul meu corp, de la structurile nervoase, de la creier, trecând în jos, tot, articulațiile, mușchii, intestinul, inima, vasele sanguine, tot ce este în mine, intră într-un statut inflamator. Și inflamația dată acestui acid arahidonic, ca să fie metabolizat și scos, picul lui sau vârful de acțiune este 6 ore. Asta ce înseamnă? Am mâncat dimineața, bunișorul. Și cât va fi inflamația? 6 ore. Asta înseamnă că dacă am mâncat pe la 8-7, iarăși numărăm 6 ore, ajungem la ora 12-1. Dar ce la ora 12-1? Prânzul. Și la prânz iară mâncăm ceva bunișor. Am mâncat ceva bunișor, iarăși efectul lui de inflamație va fi câte ore? 6 ore. Numărăm de la ora 1-2-6 ore, ajungem la ora 7. Și la ora 7 ce avem acasă? Cina. Și la cină ce avem? Iar bunișor. Când ai să mănânci varză și să-ți culci, nu? Sau morcov. Sau fasole. Nu mai mâncăm că simfonie și probleme. Și de ce seara se mănâncă iarăși crană care este de origine animală? Și iarăși acest efect de 5-6 ore. Ce vom avea noi? Vom avea că ne-am culcat cu stomacul plin, cu dușmanul plin. Și când te culci cu dușmanul plin, te pui într-o poziție orizontală și inima nu mai bate cum bate ziua, ea bate mai lent. Dar din cauza că vasele noastre sanguine sunt cam așa, dar noi nu știm, de am ști ne-am oprit la timp, dar noi nimeni dintre noi, asta este, vedeți, imaginea post-mortem, adică pacientul deja a murit. Adică este o imagine de la inima unui vas sanguin. Și ce înseamnă? Vasul sanguin al meu, dacă eu consum această hrană preponderent, este deja infiltrat cu grăsime, vasul este inflamat, în acest timp se formează trombi sanguini în vasul de sânge și inima mea bate mai încet, are loc crește o viscozitate a sângelui. Și ce se întâmplă? Stop cardiac. Și cum credeți voi, care sunt cele mai dese, conform statisticii, cele mai dese infarcte de miocard sunt când? Noaptea. Pe la ora 4-5 dimineața. 6 ore au trecut. Că am mâncat seara bunișor. Și când te trezești, tu parcă îi râși. Tai cu cotul. Păi, ce știi? Din ce cauză?
Țineți minte, noi am început cu un text din Spiritul Profetic care spune că apetitul și pofta stă la baza oricărei boli și debilități, acum scrie acolo, fizice și intelectuale. Adică atunci când noi nu ne putem stăpâni apetitul, apar aceste mari probleme. Vreau să vorbesc câteva cuvinte și de zahăr. Să știți că zahărul, astăzi oamenii ce zic? Bine, noi înlăturăm carnea, că carnea nu este atât de bună. Noi vom înlătura, cum vom încerca, dar până ar trece la zahăr, vreau să vă spun o experiență din viața mea. Odată la cabinet am fost vizitat de o pacientă care avea dureri foarte puternice la nivelul articulațiilor, genunchilor. Vorbind cu dumnea ei, i-am zis că, știi, ce mănânci? Eu mănânc, domn doctor, știi că eu carne multă nu mănânc. Eu îmi place, am acasă niște găinuși, am găinile mele și când mele fac niște ouă sănătoase, vitamine multe. Acum să vă spun câte vitamine are ouă, dar în fine, vă spun ce spune doamna. Are vitamine multe, ouăle sunt foarte bune și eu mănânc aceste ouă în fiecare zi, măcar câte două, trei. Sunt bine. Uite, i-am dat tratament ce să facă și am mai dat o recomandare. Un ou pe an. Săraca, da? Ea tot s-a gândit, săraca. De mine, uite, a fost la doctor și doctorul atât de strict cu mine. În fine, am fost invitat cu o ocazie într-o localitate unde să prezint un seminar de sănătate la o primărie. Și fiind la această primărie, nu știu de unde i-a aflat, a aflat că eu am venit acolo. Când am ieșit, mă îmbrățișează cineva din spate. Dar eu, cum vedeți că eu sunt mititel, m-a îmbrățișat, aproape tot m-a făcut așa strâns. Și eu stau și mă gândesc, oare cine or fi? Soția nu-i cu mine. Bă, cine poate fi? Și mi-era frică chiar să mă întorc, am văzut că sunt mâine de doamnă. Și când mă întorc, ea zice, domnul doctor, tu și-am uitat-o la față. Zic, da, doamnă. Domnul doctor, vreau să vă mulțumesc. Zic, dar pentru ce să mulțumiți? Țineți minte, eu am fost la dumneavoastră, am urmat cu strictețe tot ce mi-ați spus. N-am mâncat niciun ou. Și atunci am zis, asta e doamna cu ou. N-am mâncat niciun ou. În schimb, am mâncat, cum mi-ați spus, semințe de in, semințe de susan, nuci, în fiecare zi fructe, varză, am mâncat morcov, cum mi-ați spus, am mâncat vegetale, am mâncat leguminoase. M-am străduit să fiu mai mult vegetarian. Și să știți, nu m-a mai dor genunchii. Și chiar au ridicat poalele rochii și ne arată genunchii. Eu zic, păi, zic, uite ce sinceră e doamna. Uite ce doamnă sinceră. Adică a urmat sfatul unui doctor muritor. Dar acum uitați-vă, aici sunt scrise lucruri, nu de oameni. Nu de oameni. Sunt scrise lucruri de Dumnezeu. Spune așa, Dumnezeu a zis. Adică când zice Dumnezeu, credeți dumneavoastră că Dumnezeu când spune ceva, El spune ca să-mi facă un lucru rău sau să-mi facă un lucru bun? Cum credeți dumneavoastră? Un lucru bun. Un lucru foarte bun. Și acum vin foarte multe persoane și zic, bine domnul doctor, dumneavoastră aveți dreptate cu carnea, dumneavoastră spuneți că carnea acum este foarte periculoasă, nu trebuie să o mâncăm, că este bolnave animale, au chisturi, au viermi, au probleme, au pui murtăciune așa și vrei să o mănânci, în fine, nu-i bine, nu-i bine. Dar se așează pe de altă parte, se așează pe lactate și mănâncă la brânză și smântână că zic că în țara făgăduită curge laptele și mierea. Și atunci când deschidem Scriptura, în Numeri, la capitolul 13, găsim capitolul care este intitulat cele 12 scoade trimise în Canaan. Adică Dumnezeu îi spune lui Moise, adică merge de sus în jos, Dumnezeu vine la Moise și îi spune, Moise, alegi din cele toate care sunt familiile poporului, alegi câte un reprezentant din căpetenie și o trimiți în țara făgăduită, în Canaan, să-i scotească țara, să vadă și să aducă un raport ce fel de țară vă aduc eu. Și cei 12 au fost aleși, printre ei au fost și doi, Iosua și Caleb, și au fost trimiți și ei. Adică în total 12 persoane. 12 persoane ajung în țara făgăduită și uitați-vă ce este scris aici. Este scris chiar în capitolul
capitolul 13, la versetul, ca să nu iau mult timp, haideți să citim de la versetul 23. Au ajuns până la Valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat rodi și smochine. Spuneți-mi, vă rog, ce au luat ei de acolo? Au luat strugurile, au luat rodile și au luat smochinii. Și acum haideți să mergem mai jos, citim versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere. Și uitați-vă care cuvintele urmează. Și iată-i roadele. Dacă noi n-am fi citit textul 23, am fi crezut că ei când au zis că acolo curge râuri de lapte și râuri de miere, am avea impresia că ei au venit cu gențile pline de cașcaval, de brânză și cu smântână. Dar ei când au spus iată roadele, s-au referit la ce? La strugure, rodi și smochine. Și dacă mergem mai departe, haideți să vedem ce spune însăși Iosua cu Caleb. Zice cu adevărat, aceasta este țara, stați că o secundă, găsiți textul, versetul 8 din capitolul 14. Capitolul 14, numeri, versetul 8. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da, este țara în care curge lapte și miere. Adică noi ne imaginăm așa, că eu am venit într-o țară unde curgeau râuri de lapte, băgau capul pe malul râului, beau până cineva dormeau și valurile de lapte băteau un cap și spăcea smântână, strezeau, mâncau smântâna, sau untul și mergeau mai departe. Sau se puneau sub copaci și de sus picurau bucăți de miere, drept în gura lui Nătăfleață. Dar nu este așa. Când citim, când ei zic într-un limbaj simbolic, când zic curge laptele și mierea, se referă la faptul că țara este cum? Bogată. Roditoare. Unde curge laptea, asta înseamnă că este fertilitate. Bubuie țara de prunci, de pui, de nașteri, de generație nouă. Când spunem de miere, aceasta înseamnă că este polinizare. Ei sunt fructe, sunt legume, sunt floricelele care cresc, copacii plini cu roade. Adică avem o țară bogată. Adică noi nu trebuie să confundăm două lucruri. Dumnezeu când se referă nouă și ne dă nouă hrana cea mai bună, este hrana cea care este dată de la bun început. Când pe Domnul Iisus Hristos l-a întrebat de divorț, țineți minte ce a zis El? La început n-a fost așa. Când noi suntem întrebați și când este întrebat și Dumnezeu, Doamne, oare care este dieta pentru mine astăzi, într-un timp al sfârșitului și într-un timp în care nu știu ce să mai fac ca să fie corect, dar știm ce să facem ca să fie corect. Este scris aici. Avem ghidul și avem cuvântul și harta lui Dumnezeu care ne spune ce să facem ca să fie corect. Și atunci când aplicăm acest lucru în viața mea, 2 mese pe zi, preponderent hrană de origine vegetală, știi ce se întâmplă? Încep să dorm noaptea bine, se normalizează ritmul cardiac, se normalizează colesterolul, se normalizează glicemia, tensiunea arterială, ca la bebeluș. Totul se îmbunătățește. Încep să fii mai calm. Încep să înțelegi altfel Scriptura. Când citești Scriptura, cu adevărat o înțelegi. Și aici scrie în acest text din Dietă și Hrană, pagina 328. Și după lumina care mi-a fost dată, zahărul, când este folosit în exces, este mai vătămător decât carnea. Cât zahăr mănânc eu astăzi? Vă place mâncarea dulce? Sigur. Dar de ce ne place mâncarea dulce? Că e bună. Noi avem în corpul nostru, la nivelul creierului, avem niște zone care
ne dictează nouă și se formează niște lanțuri la nivelul sistemului nostru nervos cu privire la gust și este un centru de zahăr și altul de grăsime. Noi tot timpul când alegem hrana, o alegem ca ea să fie cât mai grasă și cât mai dulce. Și când alegem această combinație, cât mai gras, cât mai dulce, ne îmbolnăvim. Încercați să evitați excesul de sare. Câtă sare să mâncăm? Maxim o lingură pentru matur și minimul și pentru copil până la 2-3 linguriți de zahăr pe zi. Cum e? Păi, dar eu cum să mănânc atât azi? Dar o prăjitură cât zahăr are? Un pahar de apă dulce, să zicem așa, o apă care se vinde în comerț, ea are un pahar de această de apă dulce, are în jur la 7-8 linguriți de zahăr. Ai băut două pahare și scade imunitatea. Lucrarea medical-misionară, pagina 24. Cu aceasta vreau și să închei. Lucrarea noastră este clar definită. După cum Tatăl și-a trimis unicul său fiu în lumea noastră, tot așa Domnul Hristos ne trimite pe noi, ucenicii săi, ca lucrători, misionari, medicali. Îndeplinind această înaltă și sfântă misiune, noi facem voia lui Dumnezeu. Uitați-vă, Dumnezeu ne trimite pe noi ca cei care putem veni în viața oamenilor ca să le fim un sprijin și un ajutor. Niște oameni care venim ca să le spunem lor de o dietă sănătoasă, de un somn sănătos, de o temperanță, de aer, de apă și de multe alte principii, acele 8 principii care deja am vorbit, ca să fie aplicate în viața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să fim sănătoși și lucrarea noastră este clar definită. Adică nu trebuie să stăm și să gândim oare care este lucrarea noastră? Oare cu ce trebuie să mă ocup și care ar fi acea implicarea mea, lucrarea lui Dumnezeu și învia lui Dumnezeu ca să împlinesc voia Lui? Este foarte clar. Lucrarea medical-misionară, lucrarea postului din Isaia capitolul 58, acea lucrare pe care ne cheamă pe noi ca să mergem și să ajutăm această lume care zace în boală, care este în suferință, care au poate anumite obiceiuri care nu conștientizează că le aduce boală, suferință și ne cheamă pe noi ca să-i ajutăm ca să trăiască un stil de viață sănătos. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să aplicăm și noi și lucrarea noastră să fie clară și definită.